Frații mei, subiectul din seara asta probabil este unul dintre cele mai dificile subiecte de discutat, pentru că este foarte personal, este foarte controversat, este foarte dificil. Eram în Severin, ne mutasem din București și pentru un timp, până am avut locuința noastră, am stat la bunicul și bunica. Bunicul a murit când avea 103 ani și bunica 100 de ani. Într-o zi, când am trecut prin cameră, deci bunicul nu mai avea un ochi, avea un ochi de sticlă. Și noaptea l-am întrebat o dată: bunicule, nu știu dacă ți-e frig noaptea, că nu te-ai acoperit. Și zice: nu știu, zic, păi uite, când ți-e frig îți clănță-ne din singură. Păi nu, că ai mei erau un pahar. Bunicul nu mai avea un ochi, nu mai avea dinți. Imaginați-vă cum era gura fără dinți. Și eu trec prin camera lui, mergeam la lucru și îl văd pe bunicul că se pupa cu bunica și zic: băi, come on, tu nu mai ai nici dinți în gură. Și cum te pupi? Și ce, o iubesc mai mult decât la început. La 100 de ani au celebrat 82 de ani de căsătorie. Și s-a uitat la mine și mi-a spus: că fiule, îți doresc să ai o căsătorie mai bună decât a mea. În societatea noastră e un fenomen foarte rar. Pentru că oamenii nu înțeleg că Dumnezeu la început, așa cum spuneam, ăsta e un subiect foarte dificil, Dumnezeu la început, la creațiune, a creat tot ce este, s-a uitat, totul era bun, dar n-a binecuvântat nimic. Dumnezeu a binecuvântat mai două lucruri. A binecuvântat sabatul și familia. Și Satana nu atacă orice, ci atacă în primul rând instituțiile binecuvântate, instituțiile sfinte create de Dumnezeu, și anume sabatul și familia. Atacul cel mai aprig al Satanei este împotriva familiei. Dacă vă uitați ce se întâmplă în societatea noastră, și nu vreau să le numesc, de exemplu în revista Ministri, care apare în luna octombrie, dacă aveți acces la ea cumva, toate articolele sunt despre familie, homosexualism, despre LGBT, despre toate chestiile astea, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în biserică, ce se întâmpla pe timpul Sodoma și Gomora, ce se întâmpla pe timpul lui Noe, ce se întâmplă în societatea noastră, ce se întâmplă înainte de venirea Domnului, care sunt atacurile cele mai feroce ale Satanei, unde societatea s-a depărtat atât de mult că li se pare să fie normal. Și se întâmplă ca în biserică să ne apropiem atât de mult de societate încât să nu mai fie diferență între cei dinăuntru și cei din afară. În situația asta, Dumnezeu, așa cum am discutat în prima seară, cele 10 porunci, după Talmudul evreiesc, dacă vă uitați la gramatică, nu spune să nu, ci spune nu vei. Și evreii zic, astea nu sunt promisiuni? De ce sunt promisiuni? E clar că Dumnezeu zice să nu faci treaba asta. Dar de ce sunt promisiuni? Pentru că tu în puterea omenească, în natura omenească, nu ai puterea, poți să schimbi comportarea exterioară, dar nu poți să schimbi inima și mintea și natura. Tu în natura ta greșești. Dar Dumnezeu îți promite. Și de-aia sunt considerate cele 10 promisiuni, pentru că începe cu versetul 2 și în Leviticul 19, versetul 2 este refrenul înainte și după fiecare poruncă, cum este un refren la o cântare. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, porunca a doua. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, porunca a treia. Dar în ebraică nu sună așa, ci este un condițional, în sensul că dacă eu sunt Dumnezeul tău, nu o să ai. Dacă mă lași, dacă ai o relație cu mine, dacă mă lași să fiu Dumnezeul tău, prezența mea în inima ta va schimba dorințele tale, va schimba inima ta, o să-ți dea o inimă nouă, o minte nouă, o natură nouă, dorințe noi. Și cu cât ești mai plin de Dumnezeu, cu atât mai puține pornire ai de genul celălalt. Dacă ajungem la porunca aceasta, care este destul de dificilă de discutat, păi punem întrebarea, pentru că în societatea noastră, scuzați, dar va trebui să te vorbesc deschis, că eu nu mai am româna nouă, o am numai pe veche. Și de exemplu, m-am uitat în Biblie și în Biblia de Cornescu spune, îmi cer scuze, zice curvie și prea curvie. Păi eu știu în engleză adultery, dar nu știu în română cum se zice cu limba modernă. Dar probabil că tot așa se zice, nu? Ah, bine, ok. E bine atunci. Care e diferența? Ce înseamnă asta? Pentru că societatea noastră avem boli transmise sexual, avem divorțuri fără măsură,
avem familii care trăiesc împreună, dar nu mai au nicio treabă unul cu altul. Avem familii care sunt rupte și copii care sunt singuri, când la mama, când la tata, și săracii n-au nicio bucurie în viață. Avem oameni de mici vânduți ca sclavi sexual. Avem atâtea lucruri care sunt peste tot, pe media, pe televiziune, pe internet. Avem atâtea probleme cu subiectul ăsta, încât familiile nu mai au fericirea pe care Dumnezeu a intenționat-o să le dea în paradis, unde era familia perfectă. Adam și Eva erau într-o fericire absolut perfectă. Satana a distorsionat familia, a distorsionat ziua de odihnă, a distorsionat tot ce a creat Dumnezeu. Și societatea s-a depărtat atât de mult că nici măcar nu mai știu cum a fost la început. Și atunci să intrăm întâi, să-l luăm pe rând. În primul rând, ce este adulterul? Ce este, pentru că spun unii, păi eu nu prea curvesc, doar curvesc, scuzați expresia. Păi care e diferența? Păi să vedem, e clar în Biblie, e foarte clar. În Leviticul 20 spune așa: dacă un om căsătorit se culcă cu soția altuia căsătorit, asta este preacurvia, este adulterii. Ok? Unul căsătorit cu altcineva căsătorit, două familii diferite. Păi eram, nu vă spun unde, într-o biserică undeva în lume, și ăștia erau prietenii cei mai buni, absolut cei mai buni. Și la un moment dat, ce s-au gândit ei? Să facă schimb. Și până la urmă au ajuns la divorț și au rămas copiii pe drumuri. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Adică e cu totul distorsionat. Frații mei, eu nu cred că nu sunt familii fericite, sunt foarte multe. Dacă vă uitați pe statistici, e foarte trist că rata divorțurilor din lume e diferență de 2% cu rata divorțurilor din biserici. Nu mă refer la Biserica Adventistă, ci la toate bisericile protestante în SUA. Rata bisericilor divorț din lume este la 2%, la fel cu rata divorțurilor din biserică. Apoi dacă le iei pe aia care nu divorțează, deci este 52-50%, care nu divorțează, din ei care sunt împreună, 95% nu se înțeleg. Și 40% dintre ei trăiesc împreună în aceeași casă, dar nu trăiesc împreună în intimitate. E foarte trist dacă în biserică se întâmplă treaba asta. Și atunci, ce este prea curvia, am zis, este în Leviticul 20, când unul căsătorit se culcă cu una căsătorită. Ok. Păi spune în Leviticul 18 să nu ai relație intimă, sexuală, cu nevasta vecinului. Păi e simplu, am relație cu unul care nu e vecin. Gata, s-a rezolvat, nu? Așa se traduce în română, fraților. Dar în ebraică nu e ce nevasta vecinului, ci ca aproape lui tău. Păi și atunci cine e aproapele meu? Câți metri trebuie să fie distanță ca să fie departele meu, să nu fie aproapele meu? M-ați înțeles? Păi ce înseamnă aproapele meu sau departele meu? Zice, acela cu care intri în legătură devine aproapele tău în momentul în care ai intrat în legătură cu el. Deci oricine, dacă un om merge pe o stradă și este atacat și pe lângă el trece un preot, apoi trece un levit, apoi și ce, care a fost aproapele lui? Păi cel care a intrat în legătură cu el primul, ăla e aproape lui, el a fost cel mai aproape de el, trebuia să-l ajute. Oricine care intră în legătură, după regulă, după traducerea gramaticală, este aproapele tău. Dacă vă uitați în Deuteronomii 22, se merge puțin mai departe, că dacă vă luați numai după definiția gramaticală a cuvântului, înseamnă că preacurvia sau adulterii este când te culci cu cineva căsătorit. Păi ce faci? Dacă nu e căsătorit, înseamnă că e bine. Nu? Hai să vedem. În Deuteronomii 22, zice, dacă cineva se culcă cu soția al cuiva, să fie omorâți. În felul ăsta să nu lăsați răul să vină în Israel. Așa de serios e Dumnezeu despre porunca aceasta. Dar acum uitați-vă mai departe în versetul 23. Dacă nu e căsătorit și se culcă cu una care nu e căsătorită, ce spune acolo? Versetul 22, 23 și 24. Să se căsătorească imediat. Dar acum ascultați ce e mai departe. Dacă nu se căsătoresc, ce să se întâmple? Să fie omorâți. Aoleu! Deci, vreau să vă întreb înainte să merg mai departe. Dumnezeu este iubire sau nu? De ce ia Dumnezeu porunca aceasta așa de serios? Pentru că porunca aceasta aduce atât de multă durere în societate, distruge atâta familii, distruge atâtea inimi, distruge societatea, distruge biserica. Dacă vă uitați, Solomon, cel mai înțelept în istoria lumii, ce l-a doborât? Împăratul David și așa mai departe. Vreau să vă spun că Dumnezeu iartă. E o chestie care eu
Adică eu cred că sunt, am o inimă bună, așa zice soția. Și eu zic așa, băi frate, ieri toate de ori, de trei ori, dar cine mi-a greșit de patru ori, păi stai puțin, pe inimă înșelioată, dar a doua oară te-am ars. Păi de câte ori iartă Dumnezeu? Adică David se duce la Dumnezeu după ce a păcătuit și când se duce la, se pocăiește, Dumnezeu îl iartă și Dumnezeu îl iartă și mai târziu vine un profet peste patru generații discutând cu strănepotul lui David și spune, tu nu ești ca David, care toată viața lui, ascultați cu atenție, vă rog să ascultați cu atenție în Biblie, toată viața lui a umblat pe toate căile mele, a ținut toate poruncile mele și n-a călcat niciuna dintre ele. Cum poate să spună profetul așa ceva despre David, care le-a călcat din belșug, care toată viața lui a umblat pe toate căile mele? Dumnezeu, când omul se pocăiește, Dumnezeu îl iartă. Dar durerea care a venit în familia lui cu pierderea a patru copii, știți despre ce vorbesc, da? Când profetul Nathan s-a dus de el și zice, uite, cineva are o mielușa, atât. Și ăla are o turmă, 5.000 de berbeci. Ok. Și ăsta nu ia de acolo din oile lui, ia mielușa a vecinului. Și împăratul zice, de patru ori să plătească. Ce tu ești acela? A pierdut patru copii. Câtă durere i-a adus în familie și după aceea în generațiile următoare. Dumnezeu iartă, Dumnezeu restaurează, l-a pus înapoi împărat. Textul din 1 Ioan spune foarte clar, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă și ne curățește. Simplu, în momentul în care ți-ai mărturisit, în momentul ăla Dumnezeu te-a iertat. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne gândim, lasă că Dumnezeu mă iartă, pot să-i dau drumul. Vreau să trecem puțin mai departe. Ce înseamnă adulteria, prea curvia, am spus că în seculă cu ună căsătorită. Ce înseamnă curvia? Păi după Biblie sau în engleză fornication, înseamnă când te culci cu unul necăsătorit. Păi este și a doua rea sau nu? Păi uite ce spune Pavel. Dacă vă gândiți la Proverbe 1, la ce spune Solomon în capitolul 6, spune așa, poate cineva să ia cărbuni în sân, în haină, să ia cărbuni roșii și să nu se ardă? Că așa cred unii, iau și eu puțin un cărbune, mă încălătesc puțin. Nu există așa ceva. Ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6? Cine a citit cu atenție, zice în engleză, flee from sexual immorality, în engleză. În română zice, fugiți, de ce? De prea curvie sau de curvie sau de ce? Păi vă spun eu de ce și aici e foarte interesant. Cuvântul din greacă este porneia. Cuvântul din greacă, în Biblia originală, este porneia. Ce înseamnă porneia? Fugiți? Nu zice să nu faci, nu zice să nu vorbești, zice, nu zice să stai lângă ea, dar să nu atingi, ca Eva, mă uit la pom, dar nu mănânc mărul. Sau ce, mango, sau ce era. Cred că era avocado, că nu era prea bun, în sfârșit. Zice, fugiți când o vezi, fugi. Să n-ai timp să te gândești, să n-ai timp să vorbești, să n-ai timp, că dacă meditezi, te arde. Fugiți, cuvântul din greacă, fugiți de porneia. Ăsta e cuvântul. Păi dacă te uiți la traducerea din greacă, ce înseamnă porneia? Înseamnă tot ce faci care te duce acolo, tot ce gândești care te duce acolo, tot ce vorbești care te duce acolo, indiferent că este cu soția ta sau cu alta, dacă are posibilitatea să te ducă la păcatul ăsta, nu numai că nu trebuie să-l comiți, nu numai că nu trebuie să fie căsătorit sau necăsătorită, trebuie să fugi ca disperatul cum fugi de un leu. Nu mă refer la bani. În cazul ăsta, gândiți-vă câte probleme sunt în societate cu internetul. Câte probleme sunt? Aveam niște, nu vă spun unde, aveam niște vecini care ea era consumată că nu mă arăt bine cum arătam când m-am căsătorit, nu mă arăt așa de bine. Și s-a gândit, îi spune bărbatul, uite, dacă ne uităm amândoi la chestia asta, la filmul ăsta, după aceea o să-ți placă de mine. Și bărbatul după ce s-a uitat toate, nu e mai trebuit deloc nevasta, că nu? Ce să se mai uită la ea? Și venea și se plângea și zicea, de ce i-am arătat că acum nu se mai uită la mine? Păi frate, fugi, frate, cade. Da. Am avut situații în care au venit să îi căsătoresc și îi așteptam, eram la biserică. Îi așteptam să le fac nunta și vine numai el, plângând. Vine numai el. Și zice, aseară a plecat, s-a dus, s-a culcat cu altul. Păi de ce? Păi ne-am gândit noi ca să fie viața frumoasă, să ne uităm la niște filme, să învățăm niște chestii noi. Bine. Fugiți de orice care poate să vă ducă în direcția respectivă. Dumnezeu a binecuvântat prima familie în Eden
Și Iisus a făcut prima minune la o nuntă în Cana. Dumnezeu a promis binecuvântarea Lui, prezența Lui în familie. Nu e nimic mai bun decât să ai prezența și binecuvântarea Lui Dumnezeu cu tine, cu soția sau cu soțul tău, așa, și cu copiii tăi. Dar Dumnezeu a pus binecuvântarea asta cu o condiție, ca El să fie acolo și tu să fugi de orice te duce în direcția cealaltă. În momentul în care te duci în direcția cealaltă, tu nu poți să ai prezența Lui Dumnezeu. Ca atare nu poți să ai binecuvântarea Lui Dumnezeu. Ca atare în puterea ta nu poți să menții fericirea în familie. Este o condiție de binecuvântare. Mi-am amintesc de un tânăr care a venit la mine și îmi spune, zice, vreau să ne căsătoresc și ea este gravidă și eu încă nu m-am culcat cu ea. Și îmi spune, păi da, dar te iubesc, dar eu tot mai mă culc cu prietenul dinainte. Dar te iubesc pe tine. Că să vă dați seama ce distorsionată e societatea. Mi-amintesc de altă situație și nu o să vă dau o mie de exemple, deși am prea multe, în care îmi spune el și că nu pot pentru că cealaltă arăta mai bine. Arăta, era mai frumoasă. Zic, bine, dacă trece Angelina Jolie pe lângă tine, te culci cu ea? Păi ce nu, că aia nu se uită la mine. Și după aceea s-a căsătorit cu cealaltă, caz real, de 3 ori divorțat, și după aceea, căci asta arată mai bine. Și după aceea a văzut una care arăta și mai bine. Mă întrebam dacă se uită la el în oglindă. A venit un om de 60 de ani la mine, numai ce se pensionase, și mi-a spus, zice, mi-am distrus familia. Am intrat pe internet, am vrut să învăț câteva chestii și după aceea n-am putut să mă desprind. Am văzut una, am văzut două, am văzut mai multe, am vrut mai multe. Până la urmă nu mai puteam să-mi iau toată zi și dimineața și noaptea și tot timpul eram acolo. Și la un moment dat mi-am pierdut familia și zice, ce să fac? Și am spus, frate, uite ce spune acolo. Fugi de orice care te duce. Pentru că dacă vă uitați în Matei capitolul 5, Iisus e foarte clar. Fiți atenți. Ați auzit că se spune să nu comiți adulter. Dar eu vă spun, dacă cineva nu mai se uită la o femeie și se gândește în inima lui, ce a făcut? Nu se referă, frate, că a trecut sora pe aici și m-am uitat. Se referă ce s-a uitat la ea, cum? Cu vice? Cu pasiune, mă înțelegeți la ce se referă. E una când trece o mașină frumoasă, vai ce Mercedes frumos, și alta când zici, mamă ce mi-ar place și mie Mercedesul ăsta. Tatăl meu spunea așa, trec multe păsări pe deasupra capului tău, nu le lăsa să-și facă cui pe capul tău. M-ați înțeles? Fugi, frate, fugi. Eram într-o situație, nu vă spun cine, eram într-o situație, eram în Andrews, eram în școală. Și vine cineva la noi, foarte dură situația și foarte reală, vine cineva la noi și zice, cred că între două nu plouă. Și eu i-am zis, cred că trebuie să te duci să bați la alte ușe, că la noi nu ești binevenită. Și după aceea vine altcineva care zice, a venit și la mine la fel și sunt disperat, nu știu ce să fac, pentru că n-am fost acasă de 6 luni. Zic, foarte ușor, fugi acasă. Zic, suite în mașină în clipa asta, fugi acasă. Dar zic, înainte să te sui în mașină, sună-ți nevasta și povestește-i. Aoleu, povestește ei să vezi dacă mai ai chef după aceea. Și a sunat nevasta și ce mersi mult, mi-ai salvat căsătoria. Și a fugit acasă în ziua aia. Fugi, frate, fugi, că dacă nu fugi, o să plângi o viață și tu și copiii tăi. De ce este rău să comiți adulter? De ce este rău? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu rău care nu vrea să fie fericit, nu? De ce să fie asta fericit când poate să fie nefericit? De aia e rău. Motivul pentru care este rău este că, în primul rând, distruge, rănește inimile oamenilor. Rănește soțul, rănește soția, rănește copiii. Și face așa cicatrici scars, cum zic englezii, care rămân pentru totdeauna. Distruge, rănește familiile. Aduce cea mai mare nefericire în familie. În al doilea rând, de ce este rău? Distruge și rănește inima lui Dumnezeu. În al treilea rând, de ce este rău? Foarte simplu. Pentru că în momentul în care tu faci treaba asta, Dumnezeu nu poate să locuiască acolo. Când Dumnezeu iese afară, cine intră înăuntru? Că Dumnezeu și Satana nu stau împreună, nu fac casă împreună. Când intră Dumnezeu, e Satana. Când iese Dumnezeu, cine? Crezi că rămâne locul gol? Nu rămâne locul gol. Păi ce, eu nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu Satana. Foarte simplu, când nu ești cu niciunul, ești cu Satana, clar. Dar dacă mergem puțin mai departe, de ce este rău? Pentru că dacă odată îngădui un lucru și Duhul Dumnezeu te mustră și tu găsești că așa fac oamenii, găsesc scuze, găsesc explicații, să spun de ce, păi să spun, găsesc scuze. Dacă odată faci treaba asta, a doua oară spune Spiritul Profetic că îți împietrești inima, în sensul că devii mai
insensibil la vocea Duhului Sfânt. A doua oară e mai ușor, a treia oară e mai ușor, a patru oară ce faraon și-a împietrit inima. Devii atât de insensitiv încât se pare normal și a cincea oară chiar vrei să faci. Într-un cuvânt, la fiecare pas te depărtezi de Dumnezeu până la punctul la care Dumnezeu nu are acces, Duhul Sfânt nu are acces la inima ta, ai ajuns prea departe. Dar vreau să trecem puțin repede prin porunca asta. Ce putem face să ne protejăm? Să ne protejăm inima, să ne protejăm familiile. Păi vă dau câteva opțiuni, sunt multe. Sunt multe, nu avem timp. Vă dau câteva opțiuni foarte simple. Prima, trăiește o viață de relație cu Dumnezeu reală. Dacă ești creștin, trăiește o viață de studiu, de rugăciune, invită pe Dumnezeu în viața ta în fiecare zi, că dacă tu îl inviți pe Dumnezeu în viața ta, satana nu are acces la tine, cum are atunci când mergi singur pe stradă. Tatăl meu spunea, băi, o zi în care tu pleci fără Dumnezeu, e o zi care o pierzi pentru veșnicie, nu o poți recupera. Nu ieși din casă, mai bine îți pierzi serviciu, mai bine îți pierzi viața, decât să pierzi relația cu Dumnezeu și cu familia. Mă uit la oameni, eu sunt binecuvântat de Dumnezeu să am cea mai scumpă, și nu fac politică, acum soția nu e aici să mă audă, cea mai dulce soție din lume. Vorbesc foarte serios. Adică nimeni n-ar putea să trăiască cu temperamentul care l-am eu. Adică eram în armată, facem pauză din subiect, erau inundații, ne-au dus la Teleorman, cum se numea Beno, cum se numea la... Nu mai știu cum se numea, unde locuiau părinții tăi. La Traianu, Doamne ajută, memoria mea, am pierdut memoria. Știți, când pierdeți memoria, totdeauna cade pe un pod cu apă trecătoare. Nu mai prinzi niciodată că s-a dus. Eram la Traianu, venise inundații și ne-au băgat să culegem porumbi. Păi toți militarii culegeau un rând, era apa până aici, mai erau și șerpi pe apă, și eu mergeam cu patru rânduri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, am ajuns până la capăt, m-am întors înapoi și când am ajuns la mijloc, ăștia de-abia veneau cu primul rând. Adică vă dați seama cu ce viteză mă mișcam și cu ce viteză vorbeam. Acum vorbesc cu încetinitorul, ca să înțelegeți. Deci e foarte greu ca cineva să trăiască cu un om cu energia și cu activitatea și cu... Mă înțelegeți? Dana este o deosfințenie extraordinară, adică o răbdare și o iubire extraordinară și foarte suportivă. Dar imaginați-vă cât călătoresc. Că nu sunt... Anul trecut, din 52 de weekenduri, am călătorit 45. Ce faci când nu ești acasă cu soția? Păi să vă spun eu, fraților. În primul rând, stau pe telefon tot timpul cu ea. În al doilea rând, nu mă mișc din casă fără să mă rog și să-i cer prezența lui Dumnezeu. În al treia rând, fug de orice. Eram într-o țară, nu vă spun unde, prin Sud America, și după ce am vorbit, vine cineva la mine, frate, vreau să vorbesc cu tine. Zic, ok, spune. Ce, nu la hotel? Nu, spune aici. O domnișoară. Zice, nu, eu vreau să vorbim privat. Zic, nu, eu nu vorbesc privat, vorbesc în public. Zic, păi nu, dar e secret. Păi spune că n-aude nimeni. Zic, ok, mergem la... aici erau întâlnirile și aici era dormitorul, era o școală și era un fel de recepție la intrare. Ce, mergem la camera ta? Zic, nu mergem la camera, stăm la recepție. Dacă vrei să n-audă nimeni, uite acolo, băncile le-am colț. Eram în office ca pastor. Vine o doamnă să vorbim. Și intră în ofis și închide ușa. Zic, nu, stai puțin, dacă ar fi soția aici, închide ușa. Când soția nu e aici, deschide ușa, așa vorbim. Și eu nu-i privat. Zic, ok, atunci aștept să până vine soția. Fugi de orice posibilitate, de orice care ți-ar crea, orice fel de, ar deschide orice fel de poartă de gândire sau de acțiune, nu numai că fugi, nu permiți nici măcar să poată scoate zvonuri despre așa ceva. Nici măcar mintea să nu-ți meargă. Dacă vrei să-ți protejezi inima și căsătoria și familia și nevasta și soțul și copiii. Dacă vrei să-ți protejezi relația cu Dumnezeu, e un lucru de care trebuie să fugi mai tare decât de moarte. Păi ce, frate, dar cum poți să fii fericit numai cu nevasta? Frate, te asigur eu că sunt cel mai fericit cu nevasta. Acum, trecem puțin. Cum îți protejezi? Numărul 1. O relație strânsă cu Dumnezeu zilnică. Pleci fără Dumnezeu, satana vine. Numărul 2. Trăiește o relație curată înainte de căsătorie. Eu știu că nu se mai poartă în societatea noastră, dar așa spune Biblia și așa spune Dumnezeu. Numărul 3. O relație morală după căsătorie păstrează-ți căsătoria sfântă. Dar numărul 4, care la noi nu se practică și care v-aș recomanda să-l practicați. Fraților, biserica trebuie să protejeze familiile. Când vedeți o familie care e mult de lucru și că nu mai au timp unul de altul, du-te, mă, frate, dacă matale ești mai bătrân și ai mai mult timp, du-te și spune-le, bă, uite, iau eu copiii tăi în seara asta, îi duc la o înghețată sau la o pizza. Du-te, mă, cu nevasta să aveți și voi o seară liber, numai voi de voi. Protejează-ți familiile din biserică, nu după aceea îi chem la comitet, dacă întrebi, te-a chemat la comitet să te judece, da. Câți te-au ajutat? Niciunul. Câți te-au vizitat? Niciunul. Nu te grăbi să-l vizitezi dacă nu l-ai, să-l lovești în cap dacă nu l-ai ajutat. Dacă îți pasă de el,
Uită-te la familie din biserică și ajută-i. Protejează familiile. Protejează copiii. Lucram, ne mutasem în America și numai ce ne mutasem, eram la școală, luam nu știu câți ani într-un an, Dana lucra 3 joburi, când ajungea, lucra dimineața, după amiaza și seara până târziu noaptea. Eu eram la școală, după aceea aveam și eu un servici. Noi nu ne vedeam cum nu se vedea soarele cu luna. Și Ralph, care era prietenul nostru, venea la noi și zicea, eu știu că tu lucrezi pentru mine, dar eu vreau să fac ceva pentru tine. Zice, 2 ore pe zi, îți iau copiii, nu trebuie să lucrezi, te plătesc în continuare, când vine Pavel acasă, vreau să ai și tu 2 ore cu el. Cine face așa în societatea noastră? M-ați înțeles? Protejează familiile. Acum, vreau să trecem peste asta. E un lucru care probabil că e ultimul care răspund despre subiectul ăsta. Rugați-vă împreună. Frații mei, am văzut multe familii divorțate ca pastor. N-am văzut niciuna divorțată care s-a rugat nu împreună în gând, ci împreună cu voce tare. E greu, dar vă rog să încercați. Spune Spirit Profetic că rugăciunea ne apropie de Dumnezeu și unul de altul. Ucenicii spune dâns acolo că era bickering, era tensiune, era ceartă între ei. Până când s-au rugat împreună în camera de sus. Când s-au rugat împreună, s-au apropiat unul de altul până la o unire perfectă, cum spunea Iisus în Ioan 17. Să fie una așa cum tu și cu mine, Tatăl și Fiul, suntem una. Atunci va ști lumea că sunteți poporul meu. Ucenicii când s-au rugat împreună în camera de sus, s-a petrecut acea unire că erau ca o familie, erau una, ca o familie bună vreau să zic. Erau una în sensul că se ajutau unul pe altul, plângeau împreună, se rugau împreună, se bucurau împreună, erau uniți cu totul. Rugăciunea împreună aduce unitate. Vreau să vă spun că Satana atacă altarul de familie. Tatăl meu în fiecare dimineață se ruga pentru noi. Spune sora aici acolo că e datoria părinților să se roage copiii dimineața și să se roage pentru copii toată viața, în fiecare zi, ca Dumnezeu să-i protejeze. Și apoi zice, în fiecare seară să aibă altarul de familie. Se roage împreună, să studieze puțin, să discute deschis, să asculte la întrebări, să mănânce împreună, să petreacă timp împreună. De ce nu? Să se joace împreună, că dacă copiii îți faci timp de ei, nu se depărtează. Dacă nu îți faci timp de ei, găsesc ei ce să facă. Frații mei, când va veni Ilie, ce va face? Va întoarce inimile părinților? Ce a făcut Ilie în primul rând? Ce a făcut Ilie? Că zice că va întoarce, va uni familiile înapoi. Ce a făcut Ilie? A reparat altarul. Dacă vreți o familie unită, reparați altarul. Pentru că acolo aveți familia unită și chemați prezența lui Dumnezeu. Rugați-vă împreună, studiați împreună, mâncați împreună, jucați-vă împreună. Cel mai bun lucru, adică cel mai bun lucru care mi-l amintesc eu din familia noastră, pe lângă multe altele, era că seara mâncam împreună, furam struguri, tata aducea totdeauna fructe și când ne rugam și când închideau toți ochii, eu băgam mâna la sorele mele și luam struguri. Dacă aveam cireșele, luam cireșele, luam fructele, eu la rugăciune dispărea tot, apărea în fața mea. Și după aceea spuneam, minune. Și tata aici, băi, ține ochii închiși, mă, la rugăciune. Și, da, în sfârșit. Cel mai frumos loc era, nu că furam struguri, era când petreceam timp împreună, mâncam împreună, ne rugam împreună și apoi tata ne spunea povești din viața lui, din convertirea lui. Poveștile alea, dacă tata m-ar fi bătut, băi, trebuie să nu cal sabatul. Probabil că nu l-ascultam la încăpățânarea care am avut-o. Dar dacă tata spunea povești din convertirea lui, niciodată n-au ieșit din minte. Petreceți timp împreună, rugați-vă împreună, pentru că ălea clădesc unitate în familie. Acum, vreau să nu insist prea mult pe această poruncă, pentru că, deși este extrem de simplu, extrem de important, este o problemă personală și este o alegere care noi o știm și Dumnezeu a promis să ne ajute, deci fiecare trebuie să lucreze cu Dumnezeu și cu El însuși. Vreau să trec la porunca a 8-a, că am numai 10 minute și n-am atins-o încă pe a 8-a. Ce spune porunca a 8-a? Come on, fraților, trebuie să o știți. Ha? Să nu furi, așa e? Păi ce înseamnă să furi, frate? Păi să vă spun ce înseamnă, că dacă tot vorbeam de struguri furați, să vă spun. Bunica Goia și bunicul Goia locuiau la câmp în afara orașului. Când plecam de acasă, din Chiselef, unde eram la bloc acolo,
treceam pe lângă o școală, pe lângă o metalurgie, pe lângă niște WC-uri în stânga care nu, o să uit niciodată, erau așa niște găuri și dacă te uitai în jos, vedeai vermi mișcând, scuzați expresia, și treceam de ele, treceam de locurile la comune și o luam la dreapta, treceam pe lângă IRTA, pe lângă ICFL-ul și așa mai departe, autobuze, și erau pe stânga, erau întreprinderi și pe dreapta erau case. Și când erau case, erau pomi fructiferi, dorința vieții mele. Adică prune, mere, pere, nici nu le lăsam să se coacă, le mâncam crude și făcea bunica, așteaptă-mă să se coacă, și bunicul, lasă-mă că tot el le mănâncă și coapte. Și eu ziceam, uite, ascult de bunicul, că el e bărbatul în casă. Treceam pe lângă pomi fructiferi. Ce credeți că făceam când vedeam pomii fructiferi? Mă suiam în ei, dar nu erau pomii mei. Și când m-au prins, m-a dus la tata și am spus, păi uite ce scrie în Biblie. Dacă te duci în ograda vecinului, spune în Biblie, că poți să mănânci cât vrei, numai să nu iei în sacoșă. Ne-au luat în sacoșă. Nu? Așa scrie. Păi vă dați seama ce bucurie și au vecinii de textul ăsta. Și tata mă ia deoparte și zice, mă, uite, ascultați cu atenție. Zice, și eu am multe nevoi, dar în viața mea n-am furat nimic de la oameni, n-am furat nimic de la servici. Zice, dacă am nevoie de ceva, de cuie. El era tâmplar. Nu iau cuie de la servici, mă duc și îmi cumpăr. Ați auzit? Păi nu fur de la oameni, dar ce fur de la serviciu. Ați auzit așa ceva? Aha. Și tata zice, dacă am nevoie, mă și îmi cumpăr. Și ce în felul ăsta am conștiința curată și binecuvântat la Dumnezeu în familia mea și ce nu-mi lipsește nimic niciodată. În sfârșit, am avut o discuție atunci cu tata, mi-a ținut o cuvântare fără colectă la sfârșit, o predică. Ce înseamnă să nu furi? E foarte interesant, o să vă spun câteva povești care le-am citit pe internet, nu știu dacă sunt adevărate, dar sunt destul de comice. Și că o femeie de 53 de ani a furat în jur de $200,000 dintr-un magazin unde vindea cărți cu 50 de cenți, din alea uzate. Păi câte cărți trebuia să se vândă să fure atâta? Citim mai departe, și că în decurs de vreo 60 de ani. Vă dați seama, adică după ce furi o dată de două ori, de trei ori, te obișnuiești, nu te prinde, până la urmă ți se pare că e normal, s-a învățat, furtul era așa ca respirația. O altă situație. Un om a fost arestat că a furat aerul condiționat din fereastra vecinului vecin și a pus-o la el în fereastră. Păi trebuie să dai, scuzați expresia, mobilă în cameră. Că, adică se vede în fereastră. Când a venit poliția, nu a avut probleme să-l găsească, nu? Altul zice, a furat camionul de gunoi. Știți ce e camionul de gunoi? Păi într-o noapte se aude o voce, se aude un camion, iese cineva cu mânuși negre și strigă, gunoiul, ăla e camionul de gunoi. Un om a furat camionul de gunoi, adică s-a îmbătat, nevastă i-a luat mașina ca să nu conducă beat, el n-a vrut să meargă pe picioare. Ce s-a uitat? Prima mașină care a auzit-o era camionul de gunoi. Șoferul s-a dus în spate să golească un container de gunoi și dintr-o dată pleacă camionul. Caz real, în Seattle. Pleacă camionul. Păi vedea seama că nu a fost greu pentru poliție să-l prindă, că ăsta pleca cu camionul de gunoi prin oraș să se ducă acasă. Oamenii au luat-o razna. Păi eram undeva aici în România mai de mult, am plantat o grădină, caz real, am făcut o seră, caz real, cu socrul meu și cu soacra mea, da? Părinții după mamă, se zice. Așa? Am pus un gard și am plecat la mare. Când m-am întors, fraților, nu mi-au luat numai grădina, mi-au luat și gardul. Fără glumă. Vorbesc foarte... Mi-au furat și gardul, vă dați seama. Dacă pui gardul să te păzești și ți-a gardul, cu ce te păzești? Păi, fraților, vreau să vă spun o chestie. Să vă spun o chestie foarte funny. Când eram mic, m-a trimis mama să iau lapte și pe vremea erau sticle de lapte și trebuia să dai sticla goală ca să-ți dea sticla plină. Și m-am dus la lapte și mă jucam fotbal și mi-a căzut sticla în mine și s-a spart. Și m-am dus la ușa, se numea Modern, se numea Complexul de acolo de lângă Bulevard din Severin și m-am uitat unde erau sticle goale la ușă și m-am plimbat pe lângă sticla, am luat una cu mâna, că spărsesem una și m-am dus înăuntru, am dat trei sticle, am luat trei sticle pline, mă duc acasă. Dar femeia de vânzătoare mă vede și merge după mine și spune lui mama. Păi vă dați seama? Ce discuție am avut. Da. Frații mei, râdem, dar în cultura noastră oamenii fură. Biblia spune, când zice să nu furi, este, fiți atenți, traducerea, să nu iei nimic, nu obiecte, nimic de la cineva care nu ți aparține. Hai să vedem ce-i poți să iei. Ce poți să iei de la cineva care nu-ți aparține? Întâi o luăm cu grădina, să vedem dacă ție îți place, că regula de aur a Bibliei e să nu faci altuia, ce anume?
ceea ce nu-ți place să se facă, da? Păi să admitem că faci cum am făcut eu. Muncești în grădină, erau numai pietre. Am cărat la roabe de pietre până m-am săturat. Puteam să fac un gard de pietre, cred că. Muncești în grădină, culezi pietrele, sapi pământul până te doare spatele și mâinile, că pe vremea aia n-aveam tractor, ok, și plug și nimic de genul ăsta. După aceea, plantezi, uzi, smulgi buruienile, uzi din nou, copilești roșiile, în sfârșit, trec 6 luni și în sfârșit, vezi roșiile și ardeii și vinetele și cutare, frumoase și aștepți încă, au început să roșească. O, gata, mâinile culeg și noaptea aia vine cineva și ți le fură. Păi îți place? Haideți să vedem ce înseamnă să nu iei nimic care nu-ți aparține. Păi, în primul rând, să nu iei obiectele vecinului. Dar, în al doilea rând, ia gândiți-vă puțin. Sunt oameni, și în biserică, din nefericire, care se hrănesc nu cu aer și mâncare ca oamenii normali. Se hrănesc cu bârfă, fraților. Când le dai critică și bârfă, îi vezi așa cum înfloresc și radiază, parcă-s fericiți. Ați auzit de așa ceva în biserică? Știți pe cineva care critică? Știți pe cineva care critică? Ați auzit? Nu, Doamne ajută, aici nu se practică, bine. Oameni care plăcerea lor este să vorbească de cineva, de vecin, de sora, de fratele, de pastor, de comitet, de plăcerea lor este să vorbească. În traducere și în decalog, Spiritul Profetic spune că atunci când vorbești de cineva, îi distrugi și îi furi, chiar așa scrie, numele bun, reputația. Dacă ție nu-ți place ca cineva să-ți distrugă, să-ți fure numele bun, nu fura numele bun al nimănui. Pentru că în Biblie e foarte clar. E foarte clar. Cu ce măsură judeci, cu aceeași măsură vei fi judecat. Și dacă tu ierți, că zice unul, păi frate, dar nu l-am bârfit. Că bârfa mai spune și exagerări și minciuni și am spus adevărul. A făcut un lucru rău. Păi fratele meu, dacă Dumnezeu ar trage cortina și ar spune adevărul despre tine, fiecare în parte, ce ai făcut tu în secret, ce ai gândit tu, ce acțiuni, tot ce ai văzut tu, tot ce ai... Dacă Dumnezeu ar trage cortina și ar face public ce ai făcut tu, nu știu cât de fericit ai fi. Și dacă Dumnezeu este îngăduitor cu tine și te iartă, cine ești tu să distrugi reputația și numele altuia? Și spune acolo, cu ce măsură judecați? Cu aceeași măsură veți fi judecați. Și dacă voi iertați, și Tatăl vostru vă va ierta pe voi. Și rugăciunea Tatăl nostru spune, iartă-ne păcatele noastre, așa cum noi. Deci dacă vrei ca Dumnezeu să arate har, arată frate har. Mai mult decât atât, numele lui Satana este Ho Antidicos, care înseamnă judecătorul fraților lui și sora, spune că atunci când judeci pe alții, îți iei atributele lui Satana, pentru că Satana e cel care judecă. Iisus însuși spune, n-am venit ca să condamn, ci am venit ca să... salvezi. Cine ești tu ca să judeci? Lasă că Dumnezeu e judecător, n-are nevoie de ajutorul tău. În biserică Dumnezeu te-a chemat să iubești. Dacă vrei să faci ceva, în Biblie spune nu să vorbești despre altul, ci du-te și vorbește cu altul. M-ați înțeles? Dacă vecinul tău are o problemă, nu numai că și tu ai 10 probleme, vezi-ți de bârna din ochiul tău, dar Biblia spune în Matei 18, nu vorbim mă cu alții despre el, vorbește cu el despre el, du-te la el, așa spune în Biblie, vorbește cu el, roagă-te pentru el, arată-i compasiune și iubire. Gândiți-vă în Biblie, Nathan s-a dus la David, nu s-a dus la restul poporului să vorbească despre David. Nu fura, nu numai lucrurile unui om, nu-i fura numele, nu-i fura reputația, nu-l distruge să-l faci de râs în societate. Gândiți-vă parabola care a dat-o Iisus, când un om îi datorează mult și stăpânul iartă, iar el nu e în stare să ierte altuia puțin. Dar e foarte interesant și probabil că unii se supără pe mine, nu-s de acord. Fraților, dacă vă supărați, ne rugăm pentru dumneavoastră și vă trece. Ascultați, cei care au tras-o pe Maria în fața lui Iisus și au vrut să o moare cu pietre, cine era oia? Cei care comiseseră păcatul cu ea. Mai gândiți-vă și la alte aspecte din Biblie, aceleași povești, aceleași lucruri. Totdeauna cei care îi judecă pe alții sunt cei care ei, la rândul lor, sunt vinovați de aceleași păcate chiar mai mari. De ce judecă pe alții? Pentru că ei se simt vinovați și nu poate să se simtă bine dacă ei sunt murdari, ceilalți sunt curați. Și atunci trebuie să-i facă pe toți murdari în jurul lor ca să nu fie numai ei murdari sau ca lumea să se uite la alții să nu se uite la ei. Măi frate, dacă ești murdar, du-te la Hristos și primești curățare și iertare într-o secundă, că Domnul de aia a murit, sângele lui e suficient. Spune sora, uite acolo,
în parabole, pagina 384, aceia care au caracterul lui Hristos de iubire și de milă, arată compasiune celor greșiți, se roagă pentru ei și îi ajută. Nu îi critică, nu îi dărâmă, nu îi distruge, ci încearcă să-i salveze. În Gospel Workers, în lucrătorul creștin, nu știu cum se, în română, pagina 430, spune așa: anumiți creștini cu inima împietrită, creștini cu inima împietrită, dacă se poate așa ceva, dar se poate, anumiți creștini cu inima împietrită nu arată dragoste unul către altul, ci, fiți atenți, acum e foarte dur, arată caracterul satanic. Frații mei, să mai repet o dată, că poate nu s-a auzit. Nu arată dragostea lui Hristos, ci arată un caracter satanic. De ce? Pentru că ei, auziți, nu sunt în stare să ierte pe alții, ci din contră ei critică pe alții. Ce noi, dacă am deschis inima la iubirea lui Hristos, așa cum Iisus ne iubește pe noi, așa iubim noi pe alții. Păi mai sunt situații de genul ăsta. Adică în Vechiul Testament este o poveste în Exodul, în Geneza, pardon, la capitolul 39, când o femeie este un sclav în casa ei, se numește Iosif, nu? Vă amintiți de poveste? Și o femeie care e soția lui Potifar zice: păi, n-ai vrea să mă înțelegi amândoi? Și Iosif zice: Domnul să mă ferească. Și când ăsta zice nu, ce face nevasta lui Potifar? Ce face nevasta lui Potifar? Îl prinde de haină și Iosif fuge. Și ce a furat nevasta lui Potifar lui Iosif atunci? Ce i-a furat? Fraților, vă rog să gândiți bine când dați răspunsul ăsta. Ce i-a furat nevasta lui Potifar când Iosif fuge? Reputația, fraților. Dacă mi-ai haina, ține-o, frate. Domnul să te binecuvânteze. Mă duc și îmi cumpăr alta, $20, eu de la TJ Maxx ieftin. Ce e mai rău? Să-i fur haina sau reputația? Gândiți-vă bine, ce v-ar conveni să vă fure vecinul, haina sau reputația? Dacă cineva în biserică sau la servici te vorbește de rău, ești fericit cu asta sau nu? Dacă nu ești fericit, nu vorbi, frate. Nevasta lui Potifar, când i-a luat haina, a început să-l critique, să spună lucruri neadevărate. Și ce spunea? Nu ce spunea că a făcut el, spunea ce a făcut ea, că ar fi făcut el. Asta fac oamenii vinovați, critică păcatele lor în alții. Prin faptul că critici, arăți că n-ai Spiritul lui Hristos, de aceea arăți că tu ești vinovat. Pentru că dacă ai avea Spiritul lui Hristos, te-ai ruga pentru ei și ai plânge pentru ei și ai vorbi cu ei și ai face orice să-i alvezi, i-ai vizita. Faptul că îi critici arată că tu ai caracterul satanei. În biserică nu trebuie să existe așa ceva, fraților. Aoleu, nu mai vă place de mine? Las că soției îi place. Trebuie să terminăm. Nevasta lui Potifar nu i-a furat haina, i-a furat reputația. Din cauza asta a intrat nevinovat în pușcărie. Dar Dumnezeu a intervenit și a întors totul invers. Frații mei, nu fura nu numai haina cuiva, nu-i fura reputația. De obicei, cei care sunt vinovați sunt cei care atacă cel mai rău. Un om care are Spiritul Hristos se roagă și plânge pentru alții. Acum, dacă ne ducem mai departe, în Matei 3. Intrăm într-un subiect puțin mai profund de a fura. Maleahi 3. Zice: se poate să spune un om de la Dumnezeu cum furați voi de la mine? Păi cum pot să fur, frate, de la Dumnezeu? Că Dumnezeu e sus și eu sunt jos și Dumnezeu are atât de multe că cum pot să fur de la Dumnezeu? Ne zice: păi prin zecimi și daruri. Păi frații mei, eram în București. În viața mea n-am atins zecimea. Pentru că zecimea nu zice că tu i-o dai Dumnezeu. I-o dai înapoi, ia lui. Zecimea Dumnezeu ți-a dat-o. Dar e modul în care Dumnezeu susține lucrarea. Și lucrarea Dumnezeu e mai importantă decât mobila ta sau mașina ta. Și pe mine nu mă interesează să predic asta ca să am eu salariu, că salariul nostru merge indiferent că dați sau nu dați zecime, indiferent că am 50 de membri sau 5.000 de membri. Nu e că la bisericile congregaționaliste care salariul e mai mare în funcție de numărul de membri. La noi, ești la o biserică mică, tot salariul ești la conferința generală, tot salariul ăla l-am. Mă așteptam și eu când sunt mai sus, am și eu salariu mai mare. Ești vorba. Din contră, cheltuieli mai mari. Deci nu am niciun interes să vă spun, fraților, dați zecime că sunt și eu fericit. Nu, fraților, faceți ce vreți, treaba voastră cu Dumnezeu. Dar auziți ce zice? Se poate ca un om să fure de la mine? Și porunca asta oamenii cred că e negativă, dar este extraordinar de pozitivă. Zice, puneți-mă la încercare. Dacă nu vă voi deschide cerul, vă voi da binecuvântări. Vă amintiți partea pozitivă a poruncii? Păi frate, nu poți să dau zecime când sunt sărac. Frate, tocmai pentru că e sărac trebuie să dai zecime.
Nu pot să-mi permit să nu dau zecimea pentru că sunt sărac și pentru că vreau binecuvântarea. Asta nu-i motiv. Dau zecimea că vreau binecuvântare. Dar nu pot să-mi permit, sunt prea sărac să nu dau zecime. Păi frate, să dea bogații. Fratele meu, zecimea este 10% din cât ai, nu din bogăție. Că dintr-o sută sau dintr-un milion, zecimea e 10% din cât ai. Și nu e al tău. Și dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în familia ta și în serviciul tău, Dumnezeu ți-a dat ploaie, Dumnezeu ți-a dat sănătate. Dacă o pierzi, nu-ți convine. Dumnezeu îți dă tot ce ai. Totul vine din, toate darurile bune vin de la El. 10% sunt al Lui. Când nu le dai, tu de fapt nu îl furi pe Dumnezeu, te furi pe tine de binecuvântare. Pentru că Dumnezeu a promis și Dumnezeu nu minte. Puneți-mă la încercare și veți vedea. Păi fraților, eram în București, tata a murit, tatăl meu îmi trimitea, în fiecare lună plătea cheia de apartament, îmi plătea nu știu ce și mai îmi trimitea și bani, că aveam bani de îmi permitea să merg la școală cu taxi. A murit tata, nu mai mi-a trimis nimic. Dintr-o dată, până acum eram cu pantofi de știu eu, așa, și acum dintr-o dată eram, mă înțelegi, cu Luciu, săracul Luciu. Și aveam și eu banii de zecime, 500 de lei. Și ce am zis? Împrumut, îi iau și îi pun înapoi. Am luat banii, i-am cheltuit așa, imediat. Și după aceea m-am mustrat cu ăștia, nu puteam să dorm. Măi, ăștia sunt totuși banii lui Dumnezeu. Ce fac acum? Și m-a rugat, Doamne, te rog, iartă-mă, în viața mea nu o să mai mă ating, dar acum ajută-mă să-i pun înapoi. Păi în clipa aia, primesc de acasă 550. Păi stai, Doamne, păi te joci? Adică eu datorez 500 și la 550 câte zecimea? 50. Păi dacă îmi trimiți 550, eu cât trebuie să dau zecime? Ca să dau și din urmă. 550, păi eu cu ce am putea să mi și mie 560, am și eu 10 dolari, că mă duc acolo lângă Cismigiu, îmi cumpăr un iaurt, așa îmi cumpăram un iaurt și un covrig. Mănânc și eu azi că sunt mor de foame. Au venit 550 și eu datoram 500 din urmă și 50 de la ăștia, 550, ce mă fac acum? Și mi-am zis, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, îi dau repede până nu-i cheltui. Am luat-o la fugă, i-am pus un plic, m-am dus la biserică, m-am întâlnit cu pastorul, i-am dat și am plecat acasă. Mor de foame și fericit. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Tu ai zis să te pun la încercare. Uite încercare. Și apoi hai la școală. Să traversezi până întâi tot Bucureștiul, că nu aveam bani nici de 45 de cenți de tramvai. Am luat-o pe picioare și am luat-o prin Cismigiu. Și mergeam așa amărât și mă rugam că mi-era foame. Și mă oprește un bătrân foarte înalt din Grant, nu vă spun numele, zice, a, te cunosc. Zic, ok, de la cor. Tu cu pițurile, cu căl, cu tare, sunteți împreună cu Achim, cu Rușă, da. Ce cauți pe aici la plimbare? Nu, mă duc la școală. Unde ești? La construcții întâi. Păi ce cauți în Cismigiu? Păi mă duc pe picioare să fac sport, că sunt tânăr. Se uită la mine, zic, că tu n-ai bani de tramvai. Zic, de obicei am, nu am astăzi. Și bătrânul zice, când ai mâncat ultima dată? Păi zic, sâmbătă, fratele Gâdea m-a invitat la masă. Păi ce, azi e joi? Păi zic, am postit. Și dânsul zice, am 90, nu vă spun exact cât, peste 90 de ani, și am fost toată viața avocat, Dumnezeu m-a binecuvântat peste măsură, sunt singur, o să mor mâine poi mine și nu știu ce să fac. Și ce m-am rugat acasă, ascultați-mă, vă spun caz real, m-am rugat acasă ca Dumnezeu să mă ajute să ajut și eu pe cineva. Și Dumnezeu te-a scos în calea mea, vreau să ascultați cu atenție. Vreau să-ți dau 550 de lei, vă spun adevărul, și un costum de haine care l-am de la graduarea mea. De 40-50 de ani costum, un costum, dar ziceai că e nou. Și mi se potrivea, deși bătrânul era mai înalt ca mine. Dar, ia, l-a făcut soția, l-a aranjat, l-a cusut, l-a făcut exact pe măsura mea. Mi-a dat cei 550 de lei și m-am întâlnit eu la adunare sâmbătă următoare. Am mers până la școală, cântând și plângând. Sâmbătă la adunare vine la mine și mai dă 550. Și spune, m-a inspirat Domnul până termin școala lună de lună să-ți dau 550. De câte ori m-a binecuvântat Dumnezeu? Când am terminat școala și am graduat și am terminat construcțiile, mă duc la el și cumpăr un buchet de flori. Zic, vreau și eu să vă spun mulțumesc, să vă dau flori. Mi-a dat cu florile în cap. Zice, băi, eu nu ți-am dat bani ca tu să-mi dai cu flori. Ți-am dat bani ca tu să înțelegi că Dumnezeu te-a binecuvântat și când tu ai bani la rândul tău, să binecuvântezi pe altcineva. Ce lecție a fost asta? A fost un mod al lui Dumnezeu să spună simplu, te văd. Știu ce e în inima ta
știu ce e în gândul tău, ai încredere în mine. Puneți încredere în mine, fă ce spun și nu o să-ți lipsească pâinea și apa. Mi-ar fi plăcut să zică mustul și strugurii, dar azi pâinea și apa. Nu fura de la vecin, nu fura reputația, nu fura zecimea, nu fura de la Dumnezeu, nu ia ce nu e al tău, frate. Mai bine te duci, te rogi, dacă e nevoie, ceri, muncești, muncește cum muncea soția mea trei geaburi, nu, ea nu te atinge, frate, de ce nu e al tău. Un singur lucru, cum mai putem fura și mă opresc. Am trecut de timp, mai e unul, îl dau pe scurt. Nu mai facem concluzie, nu mai facem încheiere, nimic. Satana a furat de la Dumnezeu. Ce a furat Satana? Gloria lui Dumnezeu. E foarte clar în spirit profetic. Vi s-a întâmplat vreodată când sunteți într-un necaz și vă rugați și Dumnezeu vă ajută și apoi ziceți, să vezi cum am rezolvat. M-ați înțeles? S-a făcut un survey, George Barna a făcut un sondaj și chiar între pastori, 95% când au o problemă și se roagă Dumnezeu rezolvă, povestesc bisericii ce plan au făcut ei. M-ați înțeles? Și atât de clar în Biblie, sunt cuvinte atât de rele. Începe la Satana unde zice că ce ai vrut să fii ca Dumnezeu, te-ai ridicat pe muntele Dumnezeilor, ai vrut să iei gloria lui Dumnezeu, spune în Ebrei. Ai vrut să iei gloria lui Dumnezeu pentru tine. Gândiți-vă la King, la împăratul Ezechia din a doua, împărați capitolul 20. Dumnezeu face o minune extraordinară, dă soarele înapoi, îi mai dă nu știu câți ani de viață și când vine aia din Babilon, că au văzut soarele, au văzut minunea aia, în loc să spună, uite ce a făcut Domnul, uite ce Dumnezeu am eu, spune, stai să vă arăt ce am eu. Și pentru asta a plătit tot poporul. Nu lua creditele și lauda și slava care se cuvine Dumnezeu. Dă-i-le lui Dumnezeu. Păi vă dau un exemplu foarte concret și foarte sincer. De mult de tot eram în Lexington, am avut o serie de predici care au mers direct, am luat cartea Romani, capitol, capitol și câte două, trei predici din fiecare capitol să explic ce înseamnă harul. Și vin la mine frații, frate, ne-a schimbat viața, ce predici extraordinare. Și mă duc și spus soției, ăsta da predici. Le-am făcut de data asta chiar bune. Frații mei, sâmbătă următoare, a venit predicatorul, ce frate, nu te supăra, ești pastor, te iubim, de aici a fost dezastru sâmbătă asta. Și am spus lui Dana, cum te lauzi, cum te lasă Dumnezeu singur, ca să știi că n-ai fost tu, a fost El. Și m-am învățat minte, vine un om și spune ceva, tac din gură, lasă vorbească și nici măcar în minte, nu-mi permis să zic, Doamne, Tu ai lucrat, Tu să fii lăudat. Mai mult decât atât. Niciun cuvânt care îl spui tu, nicio faptă care o faci tu, nu poate să schimbe, salveze pe nimeni, nu poate să binecuvinteze pe nimeni. Petrec timp în rugăciune, Doamne, Tu să lucrezi, că numai Tu poți, cuvintele, numai Tu poți să schimbi. Și apoi, Doamne, Tu ai lucrat, Tu să fii lăudat. Salut! Nu lua gloria lui Dumnezeu pentru tine, că Tu nu ești Dumnezeu. Laudă-L pe El, Lui se cuvine, laudă-I pe ai din jurul tău și lasă că Dumnezeu să te folosească, să te binecuvinteze pe tine. Când am plecat din biserica respectivă, biserica crescuse, când m-am mutat acolo aveau 72 de ani fără creștere. Când am plecat, era cea mai rapidă biserică din Diviziunea Nord-Americană. Și îmi zic oamenii, pastore, așa de fericiți suntem și ați fraților. A fost Dumnezeu, sincer, și ați fost voi, că eu singur nu puteam să fac nimic. Ați fost voi. Am lucrat împreună, ne-am rugat împreună, ați fost voi. Laudă al Dumnezeu și a voastră. La revedere. Nu lua ce a făcut Dumnezeu, că El a făcut. Și ți-a atribuit ție. Că asta a făcut Satana. A vrut să ia slavă lui Dumnezeu pentru el. Se poate fura în multe feluri, fraților. Nu numai când furi haina cuiva. Se poate fura în multe feluri și am discutat de câteva. Dumnezeu promite că te va binecuvânta dacă tu te încrezi în el și faci ce spune el. Acum, am promis că încheiem chiar acum, așa că încheiem acum. În Iacov 1 cu 7 spune orice dar bun vine de la Tatăl nostru din ceruri. Aș vrea să vă spun că porunca asta are și ea conjuncție ca celelalte porunci, care oamenii nu o văd, care înseamnă din contră. Să nu furi și se termină cu un, cum zice în engleză, but. Dar, din contră. Ce înseamnă asta? Exact ce spune Iisus. Ați auzit că zicea, dar eu vă spun. Iisus a înțeles spiritul, nu litera, spiritul poruncii. Așa spune Pavel în Efeseni 4. Ați auzit că a spus să nu furi, dar eu vă spun. Nu numai să nu furi. Lucrează să dai.
Nu încerca să vin la biserică, poate mă binecuvintează frații. Nu, frate, încearcă să binecuvintezi. Dacă vrei să păzești porunca, nu e suficient să nu furi. Încearcă să dai. Lucrează așa încât să poți să binecuvintezi și pe altul, să binecuvintezi și lucrarea, să-l ajuți și pe ăla și să zici: Doamne, cum să folosesc chestiile astea? Pentru că cu cât, nu numai că nu furi, ci dai și binecuvintezi, cu atât mai mult Dumnezeu te binecuvintează pentru că tu le folosești bine. Încearcă să te duci dincolo de ce spune porunca, să te duci de acolo la conjunctiv, la conjuncția respectivă. Frații mei, ne oprim aici, că așa am promis. Zice, Dumnezeul tău care este în ceruri va vedea și El te va binecuvânta. În societatea noastră, în cultura noastră, toată lumea vrea să ia. Toată lumea vrea să, ca să faci economie, trebuie să ții. Dumnezeu spune că dacă vrei binecuvântări, aruncă-ți pâinea pe ape și Dumnezeu promite că va veni înapoi de câte ori. Cunoașteți versetul foarte bine. Dacă suntem creștini, nu e suficient să mergi la biserică, ci trebuie să înțelegi spiritul poruncii și să trăiești spiritul poruncii. Haideți să încheiem cu rugăciune. Lucrurile astea sunt simple, dar sunt de inimă, sunt profunde, sunt reale. Numai Dumnezeu poate să le schimbe și datoria noastră să ne rugăm, să cerem ajutorul Lui, să punem inima, să le facem toate în detaliu, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui care ne-a promis că ne va da biruința. Pot totul în Hristos. Haideți să ne rugăm împreună. Tată din cer, noi încercăm să trecem prin porunci foarte repede, în niciun caz nu înțelegem în profunzime totul, în niciun caz niciodată nu o să înțelegem totul, dar Tu, prin Duhul Tău, poți să ne ajuți să înțelegem și mai mult, Tu poți să ne ajuți să le împlinim și nu ca o povară, ci ca o binecuvântare, ca o bucurie, ca un privilegiu. Tu ai promis că Tu le vei scrie în inima noastră și că ne vei da o inimă nouă. Tu ai promis că Tu ne vei ajuta să fim ca Hristos. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să experimentăm această transformare încât să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin.